Servus tuturor și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele. În ultima perioadă am tot discutat despre cum anume ne-a impactat pandemia cu COVID-19 pe noi medicii dentiști, prin ce anume am trecut noi, care au fost dificultăți cu care ne-au confruntat și așa mai departe. Ei bine, astăzi aș vrea să vă prezint informațiile dintr-o perspectivă oarecum diferită. Aș vrea să vedeți cum anume au avut de suferit partenerii noștri, distribuitorii cu care lucrăm zi de zi și cei care ne asigură furnizarea materialelor și echipamentelor de care avem nevoie pentru a ne desfășura tratamentele. Vă invit să ascultați un dialog interesant, în urma căruia sper să înțelegeți mai bine cum anume se conturează prețul unui produs pe care voi îl achiziționați, ce anume înseamnă importarea unor materiale, instrumente, dispozitive din China și mai ales care este diferența dintre Made in China și Made in EU. Vă doresc audiție plăcută și ne revedem la final! Salutare Mircea și îți urez bun venit, mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea. Întrucât, da, asta îmi doresc eu cu ocazia acestui podcast, să creez un spațiu în cadrul căruia să avem parte de cât mai multe opinii, cât mai multe idei care să reflecte realitatea pe care o trăim. Și lucrul ăsta nu poate niciun caz să fie făcut dacă vom căuta mereu păreri în aceeași direcție. De aceea sunt foarte încântat să vedem astăzi o opinie și din partea celor care ne ajută, ne susțin și fără de care cu siguranță activitatea noastră nu ar fi posibilă. Așadar, tuturor, haideți să-i urăm bun venit lui Mircea din partea celor de la Nastimed și, desigur, ca de fiecare dată, am să îl las pe el să se prezinte așa cum se cuvine, ca nu cumva să omit eu ceva important. Bine ai venit, Mircea! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Bogdan, îi salut și pe ascultătorii tăi. Eu, mă rog, lucrez la Nastimed de ceva vreme, mai exact de 16 ani, și în ultima perioadă, împreună cu câțiva colegi, încercăm să facem ca să dezvoltăm Nastimed-ul și să avem grijă că el să ajungă un business cât mai ok și cu rezultate cât mai bune. În ultimii ani ne-am ocupat foarte intens de lucrul ăsta. Lucru care se vede pentru că cine este ancorat în piața asta stomatologică de, nu știu, să zicem, un minim de 10 ani, cred că e o perioadă decentă, ar putea să observe modul în care Nastimed s-a transformat. Și cu siguranță evoluția este una perpetu pozitivă, perpetu bună, fiind multe bunătățiri aduse, mai ales în ultimii 5 ani. Lucru pentru care, evident, eu vă felicit și sper să o țineți tot așa. Mulțumim, să sperăm că așa va fi. Oricum ăsta e drumul, așa că nu are ce să ne oprească. Mergem înainte, da. Da, perfect. E o plăcere să discut cu tine tocmai pentru că, având experiența asta de 16 ani, cu siguranță feedback-ul pe care pot să-l ofer cu privire la tot ceea ce vom discuta este unul util, întrucât totul poate fi analizat într-un mod comparativ. Pentru că ai trecut prin mai multe perioade, să zicem așa, de cumpănă sau de, eu știu, de dificultate economică, și le putem pune într-o balanță pentru a vedea într-adevăr astăzi cum ne descurcăm și mai ales pe viitor ce poate să ne aștepte. Mi-am dorit foarte mult să avem conversația asta pentru că, iată, în ultima vreme, cu atât mai mult de când am început din nou să lucrăm, imediat se vor realiza 30 de zile de când am lucrat. Și am văzut că mulți dintre colegii mei au fost oarecum surprinși, poate pe alocuri chiar nemulțumiți, de faptul că distribuitorii pentru anumite produse au realizat sau au efectuat anumite modificări ale prețului, în sensul că le-au împins în sus. Și am văzut această blamare a industriei care ne susține, din punctul meu de vedere, complet nejustificată, pentru că, așa cum bine vorbeam înainte, și noi ca medici stomatologi, desigur că ne-am făcut o serie de calcule și am observat că fără anumite ajustări, depinzând, desigur, de fiecare business în parte, nu am putea merge înainte. Și atunci, ceea ce aș vrea eu să ne spui un picuț este cum anume v-a impactat pe voi toată criza asta. Ce înseamnă pentru voi, eu știu, dificultățile în aprovizionare, dificultățile în transportul produselor dintr-o parte în alta, dificultățile în ceea ce înseamnă creare de stocuri efectiv ca să puteți să satisfaceți
nevoile noastre ale medicilor dentiști și, desigur, alte dificultăți pe care probabil eu nu le cunosc. Bun, acum, lăsând deoparte problema creșterii prețurilor, discutând așa global de toată criza asta și luând puțin lucrurile de la capăt, a fost destul de dificil. De ce? Fiindcă prima dată criza a apărut în Asia, în China, unde, după cum bine știți, majoritatea producătorilor europeni se aprovizionează de acolo cu o grămadă de, hai să zicem, consumabile. Și a apărut o mică criză la început din punctul ăsta de vedere. Adică producătorii din Europa nu mai aveau cele necesare pentru a produce, să zicem, produsele de strictă necesitate, care apoi noi să le cumpărăm și să le livrăm medicilor stomatologi. Ok, asta a fost primul aspect. Al doilea aspect a fost faptul că piața din China s-a oprit. Adică mult timp ei nu au produs absolut nimic, noi n-am avut cum să ne aprovizionăm și, așa cum toată lumea știe, o mare parte a produselor stomatologice provin din China. Nu vorbesc de materiale stomatologice, de tot felul de consumabile și așa mai departe. Ok, asta a fost impactul oarecum direct în prima fază, după care piața din China și-a revenit, și-a dat drumul, dar au început problemele cu transportul. Având în vedere faptul că atâta timp piața din China a fost blocată, cererea de transport a fost enormă în momentul în care au avut voie să transporte ceva. Deci mult timp a fost blocat orice transport între China și Europa sau lumea occidentală și așa mai departe. Marele companii, și acum nu vorbesc de cele din industria stomatologică, ci vorbesc la nivel global, și-au adjudecat la prețuri mari, cu siguranță, transportul maritim, aerian și așa mai departe, și asta pe noi ne-a impactat foarte mult, fiindcă a trebuit să plătim dublu sau chiar triplu să aducem orice din China. Asta a fost primul impact, încă virusul nu a apucat să se ajungă în Europa sau, mă rog, era la început, în fază de chiar incipient. Ok, apoi, după cum bine știe toată lumea, a apărut la noi virusul, a trebuit să închidem, între timp noi ne-am făcut niște stocuri, adică am adus marfă din China, ca să fim siguri că avem, în volume mari, ca să economisim la transport, și am plasat-o în depozitele noastre. Între timp a ajuns și la noi criza respectivă, a trebuit să închidem tot, să închidem magazinele, agenții să stea acasă, în momentul în care cabinetele stomatologice s-au închis, absolut nu mai era nicio șansă să vindem ceva, nu mai avea niciun sens ca agenții să fie, chiar dacă în mod legal ei puteau să își continuă activitatea, dar nu aveau cui să vândă. Ok. Practic, noi am închis activitatea firmei, totul. Ne-am retras la casă lor, am încercat cumva să facem o rețea informatică. Din punctul ăsta de vedere, ne-am descurcat destul de bine. Să muncim de la domiciliu în măsura în care s-a putut. Dar munca a presupus doar pregătirea pentru ceea ce va urma și nu un beneficiu imediat de care am fi avut nevoie. Ok, în timpul ăsta trebuie să suportăm cheltuielile de chirie pentru depozite, pentru magazine, pentru sedii, pentru tot. Cheltuieli salariale, sigur, nimic de spus, statul ne-a ajutat destul de mult asta. Nu pot să o neg, din 75% din salariul, din beneficiul fiecăruia. Da. Așa mai, pe perioada în care am fost în șomaș tehnic, toată lumea a intrat în șomaș tehnic, a fost cea mai bună soluție din punct de vedere economic, statul suportând cheltuielile respective, dar cu toate astea, cheltuielile de
chirie, cheltuielile cu, nu știu, rata, ratele, cheltuielile cu toate celelalte au rămas în picioare. Sigur, există niște facilități și majoritatea firmelor cred că au beneficiat de ele, ratele respective au putut fi reeșalonate, împinse puțin, chiriile iarăși au putut fi reeșalonate, împinse, dar asta nu înseamnă că nu au putut fi, nu, că nu trebuie plătite, achitate și așa mai departe. Care înseamnă niște cheltuieli la un nivel destul de mare, adică nu e, nu sunt niște cheltuieli mici, niște cheltuieli care trebuie suportate. E bine, pe lângă asta e destul de complicat să menții motivați toți agenții și toți vânzătorii și pe toată lumea în perioada asta. Trebuie să mai facem mici sacrificii, să le mai dăm voie să mai vândă ceva, să mai scoatem din șomaș timp pentru o zi, două, ca să poată să-și mai întregească puțin veniturile. Am menținut totuși o echipă la depozit de salariați care au trebuit să vină zilnic, mă rog, niște schimburi și așa mai departe, ca să mențină totuși cât de cât posibilitatea a efectuării unor vânzări. Dar aici, dacă îmi permiți un pic să te întrerup, aș vrea să știu, în perioada stării de urgență, deci pe parcursul acelor două luni, în care practic noi ca medici dentiști am avut voie să avem cabinetele clinicile deschise doar pentru a efectua un număr foarte limitat de manopere și desigur cu o serie de măsuri de protecție pe poziție. Ați continuat livrarea către aceste clinici pentru că, nu, ca să lucreze cu siguranță au nevoie de cel puțin de consumabile. Da. Dacă... Bine, în perioada respectivă erau foarte puțini, adică nu știu, în Cluj cred că au fost câteva, 5, 6. Da, un număr. Un număr foarte mic, chiar a trebuit să fiu pacient la una dintre ele și știu exact că am căutat și nu chiar toate lucrau, adică lucrau doar două, trei în mod uzual. Am înțeles. Da, în țară, în schimb, am livrat, am avut un efectiv de oameni la depozite, am împărțit în trei schimburi, ca nu cumva, mă rog, una dintre echipe, dacă pățea ceva, celelalte două urmau să preia partea asta de livrare. Sigur, ne-a ajutat și site-ul, fiindcă el a continuat să facă niște vânzări, bineînțeles foarte mici și tot ceea ce s-a vândut au fost materiale de protecție și nu neapărat către medicii stomatologi, cerele veneau de peste tot. Deci, toți oamenii doreau mănuși dezinfectanți. Sigur că am prioritizat totul către medicii stomatologi, fiindcă, mă rog, așa e normal și profesional. Cam asta a fost și au fost foarte multe cheltuieli care au rămas în stand-by și cred că una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat a fost faptul că au rămas foarte mulți bani în piață. Acum, nu știu dacă toată lumea știe, dar orice business din ăsta de comerț, la un nivel puțin mai mare, se bazează pe un credit luat dintr-o bancă, adică are nevoie de foarte mult capital ca să funcționeze, are nevoie de capital ca să-și plătească furnizorii, să dea o comandă de marfă, ok, trebuie să plătească ceva în momentul în care marfa respectivă e gata, asta într-un caz fericit și nu trebuie să plătească totul în avans. Mă rog, facturarea mărfii durează în anumit timp, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, habar nu am. Adică, mă rog, în funcție de furnizor și așa mai departe. Apoi trebuie să plătească o altă parte, trebuie să aibă un capital ca să facă asta, transportul trebuie să-l plătească iarăși în avans și există niște timpi destul de mari. De exemplu, dacă aduci ceva din Asia, timpul în care, din momentul în care tu ai dat o comandă și ai plasat comanda respectivă și ai și făcut o plată, până când practic tu recepționezi marfa respectivă, poți să ajungă până la 60 de zile, 80 de zile, acum depinde de furnizor și așa mai departe. Timp în care tu ai o masă destul de mare de bani blocați în marfa respectivă, care tu n-ai apucat să o vinzi. E bine, dacă ai 10 furnizori care se suprapun în același timp, lucrurile devin destul de complicate. Deci,
orice business destul de mare, de comerț, are nevoie de un capital destul de mare. Ok. Capitalul ăsta înseamnă bani luați dintr-o bancă și pentru fiecare zi banca taxează o anumită dobândă. Ok. Noi închizând și cabinetele stomatologice închizându-se, noi am rămas cu niște sume destul de mari blocate în piață. Adică toată lumea știe că în momentul în care noi sau orice alt comerciant din România livrează o anumită marfă unui medic stomatolog, marfă respectivă nu îi se achită imediat, ci se achită într-un anumit termen. În general, e vorba de 21-30 de zile, cam pe acolo. Ok. Închizându-se toate cabinetele stomatologice, toată masa asta mare de bani care sunt dispersați în piață, deci practic sunt creditați medici stomatologi, au rămas blocate. Nimeni nu și-a mai achitat facturile, nimeni nu și-a mai achitat datoriile față de firmele, mă rog, care le livrează în mod curent marfa respectivă. Asta a fost o problemă destul de mare, fiindcă băncile n-au zis, ok, nu e nicio problemă, băncile au luat o dobândă pentru fiecare zi de întârziere sau pentru fiecare zi, chiar dacă, sigur, o putem amâna, adică o putem plăti ceva mai târziu, dar va trebui să o plătim. Asta pentru noi, ca firmă, a fost un impact destul de serios, adică, mai să nu zicem o pierdere, dar o problemă, o povară destul de mare. Zice că aici e o deficiență din perspectiva mea, așa cum o să vorbesc ca și cealaltă parte a tabrei, e o deficiență din punct de vedere administrativ, fiscal. Pentru că modul în care, din păcate, statul a hotărât să permită desfășurarea activității stomatologice în România în multe dintre situațiile existente, nu este unul care să fie considerat fezabil sau, eu știu, rentabil de către bănci. Pentru că, da, dacă ai un SRL, atunci, regulile destul de clare, trebuie să pui aceleași standard sau aceleași set de criterii precum care al SRL. Însă, mulți dintre stomatologi, aici mă refer îndeosebi la stomatologii tineri, stomatologii în primii 5 ani de lucru, lucrează ca și medici colaboratori în diferite clinici, cabinete, și așa mai departe. Pentru a avea acest înalt nivel de mobilitate, da? Pentru că poate vor lucra 6 luni aici, poate 6 luni în altă parte, poate peste un an se vor muta în alt oraș și așa mai departe, majoritatea aleg ca și formă de organizare fiscal-administrativă PFA, care de-a lungul timpului și așa s-a suferit o grămadă de modificări, începând de la întreprindere individuală, persoană fizică individuală, acum persoană fizică autorizată, ulterior CMMD-uri, CMI-uri. Deci un întreg periplu care, din punctul meu de vedere, n-a avut niciun fel de logică, ci pur și simplu diferite modificări fără formă. Și iată că ajungem la acest punct în care ați ajuns și voi, din păcate, unde apare ceva, un eveniment neplăcut, care creează o imposibilitate de plată ca urmare a imposibilității generării veniturilor. Nu mai poți să lucrezi, nu mai poți să plătești și furnizorii. Și atunci trebuie să găsești o soluție. Și soluția este, evident, să-ți faci o analiză corectă a ceea ce va urma după perioada dificilă și să spui, ok, eu aș putea să generez respectiva sumă de bani în următoarele 6 luni. Și atunci, ca să poți menține societatea în mișcare, pentru că toate se leagă, distribuitorii nu mai funcționează, tu nu mai poți să mai ai materiale, nu mai poți să îndora, eu știu, anumite programări pe dormiți pacienți pentru că îți lipsesc diferite consumabile și roata se învârte. Și atunci ar fi, evident, echitabil să poți să te poți îndrepta către o bancă, banca cu care colaborezi, banca cu care ai colaborat, o bancă cu care vei dori să colaborezi pentru a cere un împrumut pentru un capital de lucru. Dacă ai un SRL, lucrul ăsta cu siguranță este posibil, probabil acum. Poți să deschizi o linie de credit, de asemenea, dacă consideri că este oportun. Dar, în cazul în care ești persoană fizică autorizată, vei întâmpina mari dificultăți aici. Pentru că băncile te văd mai mult sau mai puțin precum o persoană fizică, punct. Nu reușesc să facă distinția între ceea ce înseamnă o persoană juridică care activează într-un domeniu medical, având o formă de organizare conform cerințelor statului român, pentru că nu pot eu să creez altceva în afară de SRL sau PFA,
Și atunci, dacă nu ai, să zic, un anumit volum de încasări printr-un POS, linia de credit este absolut ceva fictiv, pentru că nicio bancă nu-ți va acorda așa ceva, și un capital de lucru pentru eu știu, nevoi curente sau pentru a putea achita anumite cheltuieli, de regulă băncile le asimilează cel mai frecvent cu tot ce înseamnă cheltuieli fixe. Salarii, chirii, nu știu, rate, dacă ai la aparatură medicală. Și atunci, iată că apare această dificultate care este o care ne blochează pe toți. Acum, poate că mulți au dat seama de existența acestei probleme și că poate se va face ceva. Pentru că altfel, o criză precum aceasta poate să vină și anul viitor, oricum, și peste 2 ani, și la un moment dat, cu siguranță, efectele acestea vor fi devastatoare. Am vrut să fie mult prea târziu să mai facem ceva. Deci, aici am vrut să fac doar o mică paranteză pentru... Poate ne ascultă colegi care sunt, eu știu, la început de drum, sau poate sunt colegi care sunt acum oarecum în dubii cu privire la ce să facă ca și formă de organizare juridică pe viitor. E bine să ne gândim mereu și la ce se întâmplă atunci când ne merge foarte rău, nu numai când ne merge foarte bine. Pentru că, da. Ok. Bun. Dar perfect, acord. Îți mulțumesc pentru explicații și aș vrea să mai punctez, dacă dorești, încă câteva lucruri care cred eu că ne-ar ajuta pe toți să le înțelegem. Și anume, modul în care se formează, de fapt, prețul unui produs pe care noi îl vedem pe site-ul Nastime. Pentru că, iarăși, n-aș vrea să creadă lumea că voi cumpărați produsul X din China cu 5 lei și apoi vă hotărâți să puneți 8 lei. Pentru că sună bine 8 lei, o sumă rotundă și atunci vă rămân vouă 3 lei în buzunar. Deja ne-a explicat o parte din costurile care sunt în spatele a ceea ce înseamnă onorarea unui produs medical, și anume transportul, această perioadă care trebuie automat să o calculați voi pentru că implică o dobândă pe care va trebui să o plătiți. Dar, dincolo de lucrurile astea, aș vrea să știu cum anume vă orientați, eu știu, în diferite perspective. Faceți o analiză a pieței și vedeți, ok, 10 produse se vând mai bine, aici putem să avem un profit mai mic, astea 10 se vând foarte greu, deci trebuie să avem grijă pentru că le țin mai mult pe stoc. Nu știu, să ne spui cum anume vedeți voi lucrurile astea fezabile. Sau fezabile. Ok. O să încep prin a spune că piața din România de produse stomatologice e o piață cu o concurență destul de serioasă și, zic eu, sănătoasă. Ceea ce nu e rău, adică e în avantajul medicilor stomatologi, fără doar și poate. Știu cam cum e în alte țări, dar cred că în România, cel puțin în ultimii ani, există o concurență foarte serioasă și foarte sănătoasă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că specula are șanse din ce în ce mai mici să existe. Asta e o părere personală și o pot să o susțin și nu pot să zic că vreo firmă din România, bine, poate sunt mici excepții care încearcă cu un produs sau altul să facă speculă, dar departe de mine să cred că pot reuși la nivel serios. Acum, sigur, într-o criză de genul a ceea ce a fost până acum, da, sunt momente în care cei care știu sau cei care vor pot specula. Nu știu, n-am văzut cazuri serioase. Acum, chestii micuțe probabil că ar fi fost, dar nu merită să le amintim. Ok. Revenind la ceea ce discutam, în primul rând, clar, contează prețul producătorului. Acum n-are rost să discutăm despre cum alegem un producător sau cum alegem un furnizor. Aici o chestie destul de serioasă, întotdeauna vizităm, mergem la expoziții, încercăm să avem un contact, adică de foarte multe ori a trebuit să mergem până în China, să vedem fabrica, să ne asigurăm că lucrurile sunt așa cum trebuie, că marfa care plătim e cea care o și primim și așa mai departe. Ok. Lăsând lucrurile astea la o parte, sigur, prețul care baza calculului prețului de vânzare este prețul la furnizor. E bine, pe lângă prețul de la furnizor, mai intervine prețul transportului, marfa ajungând în România undeva. Acum, și aici un mic paradox, dacă tot vorbim de China,
prețul transportului din China până în Constanța e echivalent sau de multe ori echivalent cu prețul transportului din Constanța până în Cluj. Sau, mă rog. Deci e prețul de bază la furnizor, se adaugă prețul transportului, ajunge în depozit și, mă rog, mai intervine pe drum plata TVA-ului, care trebuie să o facem la momentul intrării în țară, dacă marfa provine din afara Uniunii Europene, în momentul în care ajunge în Uniunea Europeană, trebuie plătit prețul TVA-ului, care, mă rog, toată lumea știe cât e. Eventual, taxe vamale. Acum, având în vedere că lucrăm în industria asta, dispozitivelor medicale, taxele vamale sunt foarte mici sau de foarte multe ori inexistente. Asta, înainte să intrăm în Uniunea Europeană, era puțin diferit. Acum e așa. Ceea ce e un lucru destul de bun. După care, sigur, intervin niște calcule. E mai foarte greu să cuantificăm tot, în sensul că să cuantificăm chiria de la depozit, să cuantificăm salariile celor care manipulează marfă, care o descarcă, care o pun pe, nu știu, categorii, care apoi o livrează către direct către medici și stomatologi sau către colegii noștri, agenți sau magazine, care apoi le duc către medici și stomatologi. Ok, apoi e foarte greu de cuantificat ceea ce discutam înainte, băncile. Adică nu poți să cuantifici în câte zile vei vinde tu produsul respectiv și să vezi exact cât te costă pe tine banca, adică cât te costă, care e datoria sau care e dobânda care trebuie să plătești tu băncii, fiindcă tu produsul respectiv l-ai vândut în 60 de zile după ce tu l-ai achitat ca furnizor. Ok, aici intervine așa un, hai să zicem, un quantum care fiecare firmă și îl stabilește, probabil, de siguranță, adică în care sunt cheltuielile normale și care toată lumea știe că astea sunt și n-ai ce face, un anumit procent din adosul comercial reprezintă cheltuieli. Bun, cheltuieli însemnând inclusiv salariile contabililor, salariile, nu știu, celor din TESAS, chiriile sedilor, chiriile magazinului și așa mai departe. Bun, ăsta e cumva momentul în care produsul a ajuns în depozit, noi spunem un preț de intrare. Deci ăsta e prețul de intrare, peste care intervine adaosul comercial. Bun, adaosul comercial înseamnă un adaos, sigur, toată lumea muncește ca să facă un profit și în adaosul ăsta și include și cheltuielile respective. Mai trebuie luat în considerare faptul că toți vindem prin magazine și agenți și ca, dacă vrem ca agenții și magazinele să fie motivate și să fie prompte și să servească așa cum trebuie medici și stomatologi, inerent ei trebuie să aibă un anumit procent din vânzarea respectivă. Fiindcă altfel nu funcționează lucrurile în comerț, care, mă rog, și aici fiind o concurență destul de serioasă, pentru oameni buni, firmele, noi între noi avem o concurență destul de mare și toți, sigur, vânează pe cei mai buni agenți, cele mai bune locații și așa mai departe. Și aici există o concurență și, sigur, trebuie să facem față de concurenței și nu putem să le dăm un procent mic, ci un procent destul de bunicel, aș zice eu. Ok. Per total, cam asta e așa foarte, foarte mare. Nu știu dacă am fost suficient explicit, dacă crezi tu că nu s-a înțeles, poți să mă întreb mai exact. Nu. Mi s-a părut că a fost cât se poate de clar și dacă tot ai adus în dezbatere subiectul agenților, aș vrea să te întreb dacă, pentru că, așa cum ai spus, de 16 ani tot lucrezi și ești în domeniu și atunci cu siguranță poți să observi schimbările sau modificările care au avut loc. Există tendința medicului stomatolog român de a cumpăra mai mult din online acum? Sau ai putea spune că nu, încă nu există această încredere de a-ți face, eu știu, necesarul strict de pe magazine virtuale? Pentru că în rest, dacă discutăm despre orice altceva, acum iată chiar și alimente, da?
Deci cu pandemia asta, probabil că vânzările celor care au genul ăsta de aplicații care ți aduc cumpărăturile din, eu știu ce, centru comercial sau supermarket obișnuiesc să frecventezi tu, iată că acum chiar și astea le cumpărăm. De asta aș vrea să vă întreb, se cunoaște o creștere în această direcție sau oamenii în continuare preferă raportul cu agentul, preferă să dea comenzile către agent? Cu siguranță există o creștere fulminantă în online. Acum, chiar în ultima perioadă, referitor la criza COVID, e greu de spus, fiindcă piața în sine nu e la capacitate maximă și atunci n-am cum să compar luna, iunie, vis-a-vis de luna iunie anului trecut. Cu siguranță e mai slăbuță, dar asta datorită pieței, fiindcă piața de produse stomatologice în momentul actual nu e la potențialul maxim. Corect. Dar așa că trending în ultimii ani, o să zic că creșterea e fenomenală, ceea ce pe mine personal mă bucură. Medicii stomatologi au din ce în ce mai multă încredere să achiziționeze online. Ok, dar nu știu dacă asta va fi neapărat 100% viitor. Adică agentul trebuie să recunoască are meritul lui. Își păstrează o relație cu medicul respectiv, nu își permite să educa altceva sau să nu îl satisfacă așa cum dorește medicul stomatolog, și în vânzare cred că contează destul de mult o relație. N-aș miza pe faptul că în industria asta online o să dețină supremația 100%. Da, își va lua o parte destul de mare din piață, ceea ce e normal, dar relația cu agenții și cu magazinele va continua să existe. Asta e cel puțin părerea mea, deși eu sunt un mare fan al online-ului și știu că funcționează și mi-aș dori să crească din ce în ce mai mult. Și chiar lucrăm la chestia asta la modul serios, dar nu cred că va depăși curând, cel puțin, agenții comerciali care sunt acum. Ok. Și că tot am vorbit și iată că când discutăm despre tot ce înseamnă efecte negative generate de pandemia COVID-19, în toate domeniile, inclusiv în al nostru, ne confruntăm cu această problemă a dependenței față de China. Aș vrea să te întreb, dacă tu consideri în ceea ce înseamnă consumabile, aparatură sau instrumente stomatologice, dacă motivația, sau să zic eu așa, de fapt, haide să descriu un pic altfel problema ca să iau de la zero, ca să fac un pic mai mult sens întrebarea mea. De-a lungul timpului, China a fost văzută ca un promotor sau ca un generator de masă de lucru foarte, foarte ieftină, dar de multe ori și calitatea a fost de o manieră cel puțin dubioasă, ca să nu folosesc un alt termen. Însă în ultimii ani, cel puțin ce reușesc eu să văd, și aici nu mă refer strict la stomatologie, ci mă refer la absolut orice altceva ce ai putea să cumperi din China și să fie chiar și un brand chinezesc, deci nu numai made in China, da? Chiar un brand chinezesc, deci gândit în China și made in China, cunoaște un salt calitativ destul de important. Branduri care poate, eu știu, acum 5 ani sau 10 ani nu spuneau nimic, precum Huawei, Xiaomi și așa mai departe, iată că astăzi sunt jucători importanți pe multe nișe. Lucrul ăsta îl vedem, sigur, cu oarecare latență sau cu oarecare întârziere și în stomatologie, pentru că sunt astăzi producători de aparaturi sau de instrumente, nu vreau să le dau numele, doar ce nu vreau să creadă nimeni că avem vreun interes comercial în cadrul conversației, dar sunt cunoscuți de către noi toți și în ultimul timp și la ei observăm același salt calitativ. Vorbesc strict de lucrurile cu care am avut eu ocazia să interacționez. Sigur că nu pot să mă apuc să testez toate produsele unui anumit producător, e dincolo de posibilitățile mele, dar ceea ce eu am reușit să analizez, lucrurile clar că cunosc o modificare. Și acum aș vrea să te întreb pe tine. Cum ți se pare acest salt? Ți se pare că poate chinezii încerc să se îndrepte și către o distanță din aceasta calitativă și dacă răspunsul este un afirmativ, ce ar trebui să facă producătorii europeni consacrați
pentru a putea ține pasul cu această evoluție galopantă a celor din China? Bun, aici o poveste destul de lungă, dar impactul China, eu cel mai tare l-am simțit în, după criza din 2008, cel puțin în, în piața noastră. Deci atunci a fost primul moment în care China mi s-a părut că s-a afirmat. Sigur, era destul de, adică a trecut destul de mult timp de atunci. Lucrurile au evoluat foarte mult. Țin minte că am mers că din 2 în 2 ani în China, o perioadă destul de lungă, și lucrurile chiar și acolo au evoluat foarte mult. Acum nimeni nu contestă că China deja a devenit una dintre puterile mondiale pe multe planuri, scuze, și cu siguranță chiar și nu neapărat în manufacturarea, în producerea lucrurilor, ci au început să inoveze, să inventeze lucruri și au început să fie foarte educați, să meargă la școli în Europa sau în lumea occidentală. Și ce mi se pare foarte interesant e că au început să targeteze Europa și Statele Unite. Din punctul lor de vedere, au devenit piețe de desfacere nu doar pentru lucrurile mici, mărunte și de o calitate îndoielnică, ci pentru lucruri destul de complexe și interesante. Acum, pentru mine e un lucru clar că faptul că, mă rog, China va produce lucruri din ce în ce mai performante și va produce lucruri de o calitate foarte bună. Acum, nu știu în cât timp ei vor concura cu, nu știu, cu alți producători din lume și chiar voi întrece. N-am cum să știu lucrurile astea, dar știu cu siguranță că sunt un competitor foarte serios pentru producători europeni. De ce spun că a început în 2008 toată povestea asta? Fiindcă după criza din 2008, sau înainte de criza din 2008, țin minte că majoritatea uniturilor dentare care noi le vindeam în piață erau europene. Deci toată lumea dorea unituri dentare produse în Europa. Asta doar așa ca un exemplu. Bine, eram și la începutul intrării în Uniunea Europeană și erau mai multe lucruri, dar toată lumea le dorea din Europa. După 2008, cred că un an de zile n-am vândut niciun unit dentar produs în Europa, ci doar unituri dentare produse în China, care, bineînțeles, erau probabil 10 ori mai ieftine, dar spre surprinderea multora, calitatea lor era ok. Adică chiar sunt unituri dentare produse în China, care sunt în România, nu vândute doar de Nastime, ci vândute de diverse sau de diverse firme, care sunt de calitate bună și, mă rog, medicii și-au făcut treaba poate mai bine de 10 ani. Pe ele și-au plătit un preț destul de mic. Ok, în momentul respectiv deja competiția din Europa și-a dat seama că nu e de glumit, fiindcă, așa cum în România majoritatea uniturilor s-au vândut cele produse în China, probabil s-a întâmplat, în Germania cu siguranță nu s-a întâmplat același lucru, dar cu siguranță o mică felie din piața uniturilor dentare sau aparaturi stomatologice care s-au vândut a fost luată din produsele din China. Ei bine, și de aici încolo ei s-au specializat, au evoluat și acum au ajuns la un nivel destul de serios. Știu competitori mari, o să dau un exemplu, nu știu, MS, care nu vinde în astimediu așa ceva, vinde la cineva, sau mulți alți competitori au simțit-o la modul serios și au, din păcate pentru unii care nu s-au repliat și n-au scos niște modele cu care să fac concurență serioasă produselor chinezești, din păcate pentru ei n-au reușit să facă față și aici, evoluției. Îmi permis doar să te întrerup un picus ca să creăm un flux continuu al discuției, pentru că ai menționat EMS. Sigur, toată lumea cunoaște producătorul și de asemenea toată lumea cunoaște că o variantă poate să fie orice fel de dispozitiv sau aparat produs de către cei de la Satelec.
Și chiar am avut discuții de genul acesta și de asta vreau să intervin acum ca să putem să punem pare lucrurile astea, cu faptul că, tot așa, ca să permit să menționez acum și disclaimer total fără niciun fel de interes comercial, dar ca să pot să creez o discuție care să aibă sens, să fie înțeleasă, cei de la Woodpecker produc de foarte mult timp generatoare ultrasunete pentru, în principal, s-au axat pe profilaxie, cel puțin în primii ani. Da? Pentru că toate aveau o putere destul de scăzută și nu s-au îndreptat către partea asta de, eu știu, piezochirurgie sau endodonție. Deci, procedurile cele mai basic, ca să spun așa, și citeam pe cele vechi, aveau o amplitudine foarte mică, undeva destul de mică, comparativ cu modelele basic din partea celor de la MS. Dar, în general, își făceau treaba. Și chiar dacă nu își făceau treaba, ceea ce era o foarte mare diferență era costul pieselor. Pentru că, de regulă, la un generator cu ultrasunete, ceea ce se va strica cel mai frecvent este piesa. Generatorul în sine nu este neapărat un dispozitiv foarte, foarte complicat. Însă piesa, într-adevăr, trebuie să fie una calitativă. Și aici cei de la Woodpecker aveau o problemă, pentru că calitatea ansamblurilor folosite nu era poate cea mai bună, sau modul în care erau produse cea mai bună, se stricau frecvent, dar cu costuri decente. E bine, ceea ce am putut eu personal observa în ultimii ani, și eu am în cabinet atât generator din partea celor de la MS, cât și din partea celor de la SD, cât și partea celor de la Woodpecker. Deci, comparația o pot face în cabinet fără niciun fel de dificultate, este că atenția pe care o acordă acum unui produs este oarecum orientată către competiție. Adică nu s-au mulțumit doar să facă lucruri ieftine, bazându-se pe faptul că oamenii ne vor cumpăra pentru că sunt ieftine, ci încearcă în același timp să intre într-o competiție calitativă. Și piesele noi, mă refer aici la piesele de mână, da, ale generatorilor noi, sunt cu adevărat calitative. Îți pot spune că acum, de exemplu, în urmă cu 6 ani, dacă încercam să scot un pivot sau un dispozitiv coronadicular cu o piesă de la Woodpecker, nu puteam face lucrul ăsta. Pentru că după 3 minute de utilizare, piesa se încingea într-un asemenea hal încât efectiv nu puteam să o țin în mână. Ei, lucrul ăsta cu siguranță nu mai este niciun caz o problemă astăzi. De asemenea, când vorbim despre puterile pe care ei le prezintă în tot ce înseamnă informațiile care le găsim pe cutii, pe site, așa mai departe, sunt într-adevăr reale. De multe ori în trecut poate găsea o putere și când ajungea instrumentul în cabinet, vedeai că lucrul acela nu este valabil. Mulți în continuare nu sunt conștienți de schimbările astea și dacă văd, eu știu, scris numele unui producător chinezesc pe un dispozitiv, automat îl asociază cu ceva care nu va putea fi utilizat sau este foarte, foarte ieftin. Ori, cum spuneai și tu, exact asta mi se pare și mie că se întâmplă, că ei încearcă să își redirecționeze atenția nu doar către a face lucruri care să fie accesibile, dar încearcă să vadă ceea ce caută medicii, care este aspectul calitativ al produsului pe care medicul caută atunci când se orientează către MS sau Satelec. De ce alege MS? De ce alege Satelec? Ce anume l-a îndemnat să considere că aparatul, dispozitivul respectiv, ar aduce un plus valoare în cursul actului terapeutic și încearcă. Și încercarea e una foarte evidentă, pentru că cine merge la, eu știu, expoziții? IDS probabil că este cea mai la îndemână și cea mai cunoscută tuturor, dar sunt multe, multe altele. Iarăși poate a observat lucrul ăsta și aș vrea să-mi spui și tu, dacă voi ca distribuitor ați observat lucrul ăsta plimbându-vă prin galerie acolo, faptul că în momentul când mergi la un distribuitor consacrat, discuția este una foarte, nu aș spune distantă, dar cu siguranță nu are același nivel de interes pe care îl are discuția pe care purta-o cu un producător din China, care cumva încearcă să afle cât mai multe de la tine. Ce-ți place, de ce-ți place, de ce faci lucrul ăla, ce-ar căuta. Caută informații. Nu știu dacă și da. Voi ați simțit chestia asta, sau poate numai cu medici au această... Absolut. Nu. Bine, asta face parte din cultura lor. Sunt destul de curioși și, mă rog, întotdeauna au nevoie de informații noi și așa mai departe. Și au încearcă să obțină tot ceea ce pot, fiindcă au o tendință, nu știu, dictată probabil de undeva de sus, să, mă rog, să ajungă în Europa și să, acum nu să o acapareze, nu la modul
serios, dar din punct de vedere comercial au ambiția asta să reușească să doboare, să zicem, unele dintre cele mai mari firme din Europa. Nu știu dacă e bine sau rău, cu siguranță nu poate fi foarte bine, doar că ceea ce vreau eu să spun că producătorii din Europa trebuie să țină cont de ei. Deci, dacă acum 10 ani producătorii din Europa, întotdeauna când mergeam la ei la stand și spuneam și uite că este și un produs chinezesc, că China, nu există. China e, nici nu are sens să discutăm despre asta, produsul nostru e extraordinar, face aia, așa mai departe. E bine, cei care au mers pe aceeași linie, știu câteva exemple în piața de compresoare, de exemplu, n-au luat în seamă deloc produsele din Asia, au mers, ei sunt producători italieni, știu așa, fac așa, totul merge, totul e la fel și au fost extrem de rigizi și nu au vrut să țină cont absolut deloc de concurență din Asia. E bine, firmele respective, unele dintre ele știu cu siguranță că nu mai există sau unele dintre ele există într-un mod foarte de la locul lui. Așa, și sunt alți producători care au luat la modul serios amenințarea asta și asta e un lucru foarte bun și s-au repliat, au făcut niște produse poate puțin mai ieftine, nu neapărat că au redus calitate, doar că au găsit alte tehnologii sau au folosit alte lucruri sau alte materiale și au reușit să contracareze concurența asta. Asta e un lucru bun, fiindcă până la urmă cel care beneficiază de lucrul ăsta este medicul stomatolog fiind clientul final, adică a reușit să cumpere un produs de aceeași calitate din Europa, doar că la un preț ceva mai scăzut. A avut posibilitatea asta. Pentru că discuția cu care eu mă confrunt ori de câte ori am șansa de a discuta cu producători din Europa, vis-a-vis de anumite produse care își găsesc un echivalent pe piața din China, este exact acesta, al perspectiva calității. Faptul că produsul pe care noi îl facem noi este unul calitativ, în schimb celălalt nu este unul calitativ, dar eu în mâinile mele, în modul în care eu practic stomatologia, această diferență reușesc să o văd din ce în ce mai puțin. În trecut, cum a spus, era diferență și atunci, într-adevăr, puteam să-i dau credit, să-i spun, ok, într-adevăr, am ales varianta mai ieftină pentru că acesta a fost bugetul meu, acestea au fost posibilitățile mele financiare, între a alege de a face o anumită manopere sau a face-o cu un aparat mai precar care, eu știu, poate trebuie să-l schimb odată la 6 luni, am ales-o pe cea de-a doua pentru că atât mi-am putut la momentul respectiv, sigur că da, pe viitor putem schimba. Nu, la fel ca în viață, nu? Astăzi poți să alegi un telefon un pic mai ieftin care să faci treaba, în momentul în care ai un anumit statut și poate îți permite bugetul de investiții, vei investi în altceva, la fel și în stomatologie. Dar astăzi nu mai există și atunci motivația prețului, așa cum o fac mulți, prin a spune că, sigur, un anumit aparat la noi costă de 3 ori mai mult pentru că este un aparat calitativ, nu precum cel din China, nu mai stă în picioare. Și medicii Absolut. Devin tot mai conștienți de lucrul ăsta și atunci se gândesc, dar stai un pic, de ce să plătesc eu de 3 ori mai mult pentru un device care face exact același lucru ca ăsta din China și la același randament sau la același nivel? Nu știu, eu nu știu, da. Nu știu cum vezi tu replierea asta lor sau nu știu, pentru că mie mi se pare că există o închidere în ceea ce înseamnă societatea aceasta și că tot povesteai un pic de lipsa aceasta de adaptare. Evident că majoritatea producătorilor din Europa nu sunt în Europa de Est, sunt în Europa de Vest sau Centrală. Da, și discutând un pic despre interesul lor sau cum li se pare că au decurs vânzările lor în Europa de Est, mi s-a părut cumva că o tratează zona cu o superficialitate. Ideea în care îi se pare firesc cumva ca piața din China să acapareze Europa de Est, fiind o zonă mai săracă, mai defavorizată, unde medicii stomatologi nu au putere de cumpărare foarte mare, dar nu își imaginează că vreun medic din Germania sau din Franța va alege vreodată vreun produs chinezesc. Deci, în continuare, mi se pare că nu consideră nimic ce se întâmplă în China o amenințare pentru businessul lor. Ok, așa e, doar că e un lucru care se va întâmpla. Adică știu cu siguranță firme mari chinezești care s-au mutat, adică și-au deschis centre în Italia, centre în Franța și care au caz, adică scopul lor este să
se intră pe piața respectivă la modul foarte serios și cu siguranță vor și reuși lucrul ăsta. Adică cei care ignoră vor avea de pierdut. Nu știu, mă rog, pentru economia Europei nu cred că e un lucru extraordinar de bun să susținem lucrul ăsta, adică nu să susținem, să se întâmple lucrul ăsta, să acapareze China toată piața în Europa. Absolut. Doar că e un lucru care se întâmplă, nu putem face nimic să nu se întâmple lucrul ăsta, adică nu merită să nu cumpărăm un lucru care e produs în China doar pe considerentul că eu vreau să ajut piața în Europa. Asta nu se va întâmpla, nimeni nu va face, că trăim într-o economie de piață și cel mai bun produs va prima întotdeauna. Ceea ce trebuie să se întâmple e ca, mă rog, producătorii din Europa să țină cont de lucrul ăsta, să se replieze și cumva să echilibreze balanța în așa fel încât să avem produse și din China și din Europa undeva la același preț și la aceeași calitate. Lucrul ăsta exact, se întâmplă, pentru că cu siguranță. Medicul dentist, așa cum ei îl privesc de multe ori, medicul dentist din Europa de Est, realizează aceleași manopere medicale precum medicul din Europa de Vest. Absolut. Stomatologia nu este diferită aici față de ce este acolo, doar că singurul lucru care este diferit este economia de piață, așa cum ai spus tu. Eu am ca datorie să execut tratamente medicale de ce mai înalt nivel care să-mi ajute pacienții, dar eu trebuie să fac lucrul ăsta în măsura posibilităților mele. Eu poate vreau să-mi cumpăr un aparat care să coste foarte mult, dar dacă nu am posibilitatea de a amortiza în România, cum îl voi folosi? Este complet nefezabil. Economia de piață, din păcate, dictează medicina din România pentru că totul este privat. Noi nu suntem într-un sistem de stat unde pacienții să plătească asigurări și noi să fim multe ori rambursați de stat, ci statul să stabilească un anumit plafon care, eu știu, să-ți permită să ai niște calcule foarte precise pe o perioadă de 10 ani. Cred că sunt puține clinici de stomatologie din România care își permit să-și facă un plan în ceea ce înseamnă casele pe următorii 5 ani. Probabil că majoritatea se limitează la 12 luni, pentru că e foarte volatilă. Și atunci, da, variantele din China devin un considerent, chiar dacă, așa cum ai spus și tu, sunt sigur că mulți poate ar prefera să aibă produse am văzut să le numesc tradiționale, nu neapărat tradiționale, branduri cu istorie în cabinet, branduri consacrate, dar în așa fel încât să nu trebuiască să vină cu bani de acasă doar pentru a-și satisface, eu știu, o plăcere, pentru că stomatologia poate să fie și o pasiune, dar dincolo de orice, pentru toți cei care o practicăm, este sursa noastră de venit. Sigur că da, acum dacă vrem să ne satisfacem anumite plăceri nevinovate și, eu știu, vrem să avem un anumit unic și vrem să avem un anumit aparat, putem să o facem, dar nu să avem pretenția să îl rentabilizăm sau să îl amortizăm în vreun fel anume, o înțelegem ca pe o plăcere, da? Ca pe o investiție într-un, nu știu, într-un lucru care ne aduce bucurie. Dar, din nou, la scară largă, nu cred că lucrul ăsta poate să fie fezabil. Și probabil că dacă, nu știu, poate acum după criza asta COVID lucrurile se vor schimba, pentru că mă gândesc și aici aș vrea să te întreb un picuț cum a fost modul în care voi v-ați raportat cu producătorii din Europa. Adică în momentul în care toată nebunia asta cu costurile foarte mari pe transport, cu liniile de producție state în China s-a produs, în Europa, cum a fost, eu știu, pentru lucrurile produse în Europa? Deci vorbesc despre chestii care se produceau în Europa, integral, dacă e posibil. Cum a fost raportul? Adică fabricile din Europa s-au închis și ele? Ați avut din nou creșterea costurilor transporturilor pentru produse din Europa? Sau lucrurile au fost diferite? Au fost puțin diferite, cu siguranță. Adică costurile au crescut puțin, vorbesc de costurile de transport, au crescut puțin, dar nu exagerat, nu de 7 ori ca și transportul aerian din China. Deci, cu siguranță, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Transportul rutier a crescut, dar nesemnificativ. Adică nu impactează atât de mult prețul produsului final. În general, când se întâmplă fluctuații de genul ăsta, și asta o spun la modul cel mai sincer, firmele își asumă respectiva fluctuație. Adică nu o să începem să creștem prețurile imediat pentru 3%
că a crescut transportul. În schimb, ce s-a întâmplat și aici, cred că e o chestie destul de interesantă. Și o spun cu toată responsabilitatea și sinceritatea. Există speculă la nivelul producătorilor. Adică, dau un exemplu foarte clar, producător din Italia, la care aducea măști. Măști, noi nu suntem un mare importator de măști, nu suntem un mare vânzător de măști, aduceam măști, aduceam din Italia, deci nu aduceam nici măcar din China. În mod curent. E bine, toate prețurile celorlalte consumabile din cabinet, care practic sunt produse din aceleași materiale, nu știu, huse pentru unitul dentar, da? Au rămas la fel după criza respectivă, după ce s-a deschis, prețul măștilor a crescut de, aici nu vreau să spun o dată exactă, fiindcă nu rețin, dar ceva de 7 ori sau de 8 ori sau de 10 ori, undeva pe acolo. Adică, bun, acolo mi se pare că e, hai să zicem, speculă. Bine, producătorul respectiv și-a aliniat prețul la prețul pieței, dar fără să aibă o fundamentare în prețul, nu știu, prețul mâinii de lucru, în prețul consumabililor sau prețul materiilor prime. Exact. Asta este o dovadă vie a creșterii artificiale, cea care a fost, bine, din nou, când vorbim despre știri, oriunde lumea asta, evident că știri există doar știri negative, da? Dacă ne uităm la orice știre, 10 sunt negative, una este pozitivă. Deci e clar că dacă un producător din 100 o să facă speculă, știrea o să fie producătorii fac specula. Da, deci, din păcate, lucrurile merg într-o tristețe genul ăsta. Dar, da, ăsta e un exemplu negativ care, cu siguranță, trebuie evidențiat că trasează o idee destul de interesantă asta de a-ți alinia prețurile la piață. Piața e un tot unitar. Funcționăm, din fericire, interdependenți unii de ceilalți. Și atunci... Absolut. Nu știu exact cum anume s-au gândit că vor putea să susțină treaba asta pe termen lung. Păi, pe termen lung nu, dar au speculat lucrul ăsta, au câștigat niște bani și așa mai departe. E bine, la fel se întâmplă și cu mănușile, deci acolo e o speculă majoră. Deci, am avut un import de mănuși și mai trebuia să avem unul, dar nu e ceea ce se întâmplă cu producătorii de mănuși. Mult prea dificil de explicat. Adică dublează prețurile, cred că, sau au dublat prețurile, nu știu cum, poate și-au mai revenit, dar oricum acolo a fost o întreagă nebunie. Adică, la un moment dat, noi vindeam mănuși cu un preț mai mic decât dacă le-am fi cumpărat la 60 de zile distanță. Adică puteam să le ținem pur și simplu și să le vindem după 60 de zile, știind că, mă rog, asta e... Noi am renunțat să mai facem... lucrul ăsta, fiindcă am fi fost blamați ca fiind, mă rog, neserioși. Oportuniști. Oportuniști și plus de asta sunt niște riscuri, putea să scadă prețul, în fine. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar ce vreau să revin, asta cu alinierea prețului la piață, totuși ăsta e un factor destul de important. Deci am uitat să precizez. Ultimul lucru care contează atunci când se face un preț este totuși prețul pieței. Piața dictează și piața e un, hai zicem, un organism destul de inteligent. Adică nu atunci când există o concurență serioasă, nu te lasă să faci speculă, n-ai cum. Sigur, după ce am pus toate costurile, adaosul comercial și așa mai departe, noi ne uităm la prețul concurenței. În ziua de astăzi să afli prețul concurenței e un lucru destul de simplu, fiindcă toată lumea are în online, în offline, sunt pliante, flyere, oferte speciale, oferte pe săptămână, pe zi. Nu e o problemă să te documentezi din punctul ăsta de vedere. Ei bine, n-ai cum să mergi cu un preț mai mare decât concurența ta. Trebuie să fii acolo, undeva în zona respectivă. Dacă nu faci lucrul ăsta și îți permiți să faci specul sau să adaugi, să pui un adaos comercial în ideea că medicul X nu are timp sau să speculezi lucrul ăsta, că nu are timp să vadă toate prețurile concurenței, toate cabinetele stomatologice, o persoană care se ocupă de lucrul ăsta. În general,
în ziua de astăzi încă se merge pe încredere, se merge pe relația cu agentul, care agentul în sine nu-și permite să îl... Agenții sunt la curent, în general, cu ce se întâmplă în piață și nu-și permit să-și înșele, să zicem, clientul care l-are de nu știu câți ani sau nu știu câte luni sau tocmai l-au câștigat. Și atunci lucrurile astea se reglează destul de normal și natural. Adică eu nu pot să-i dau, să spun, ofertă specială de la 50 de lei la 40 de lei și să fac o minciună și să-l dau agentului meu și fiindcă agentul meu îi va fi jenă să meargă la medic să-i spună lucrul ăsta, fiindcă dacă, nu știu, medicul la un moment dat se va simți mințit, va renunța la relația cu agentul respectiv. Și relația e mult mai importantă decât tot lanțul ăsta și tot câștigul acela de 10 lei sau de 3 lei. În fine, nu știu dacă am explicat foarte bine, dar oricum, cam așa funcționează piața în momentul actual și eu tind să cred că faptul că concurența e bună și asta reglează foarte mult și ține în frâu prețurile. Acum, mai că singurul lucru care aș vrea să-l adaug, ca și o completare la tot ce ai spus tu, sunt perfect de acord cu toate argumentele aduse. Da, într-adevăr, piața este un organism viu și cred că și în rândul medicilor stomatologici există foarte mulți care poate nu au luat act de acest lucru, așa cum vorbeam mai devreme, de producători europeni care poate nu se raportează sau nu țin cont de, eu știu, de ce permutări există astăzi ca urmare a influenței din China. La fel, cred că sunt și mulți stomatologi care poate nu țin cont de, eu știu, de ce înseamnă acest organism și cum anume te poți adapta pentru a face față cu tot ce înseamnă costurile care tu le ai ca și instituție și profiturile pe care poți genera în baza unor onorarii care se reflectă o anumită manoperă. Dar aici, dincolo de asta, ceea ce înseamnă reglarea pieței, sigur că da, noi ca furnizori medicali trebuie să avem în vedere și faptul că, indiferent de dificultățile economice prin care poate trecem la un moment dat, da, cum tocmai am trecut acum, noi avem o responsabilitate mult mai înaltă în societate comparativ cu ce ar însemna orice alt comerciant. Da? Pentru că de multe ori, din păcate, suntem identificați cu comercianți, cu care nu suntem, da? Suntem medici, dar mentalul colectiv, absolut, din păcate, pacienții ne văd ca pe niște comercianți de unde cumpără ceva, ori noi nu vindem ceva, noi oferim servicii medicale și atunci, chiar dacă poate suntem tentați să ne gândim uneori să cumpărăm un anumit lucru sau, eu știu, să achiziționăm un anumit material pentru că este mai ieftin, acest lucru trebuie să vină întotdeauna și după o analiză atentă. Asta vreau doar să o precizez pentru că mi-ai spus de faptul că și producătorii sigur se alinează la piață. E bine dacă la un moment dat apare un material care provine din China și este mult mai ieftin, dar se dovedește a fi un material complet incomparabil sau n-aș merge până incompatibil, doar ce nu cred că se poate chiar ca lucrurile să degereze într-un asemenea hal, dar incomparabil cu ceea ce folosești deja, atunci sigur că tu ca medic trebuie să ai discernământul de a înțelege că nu acel câștig de 5 lei pe care agentul ți-l aduce în față, spune ok, cumpără materialul ăsta pentru că e mai ieftin decât ce cumpărai tu și ai câștigat 10 lei. Nu, pentru că răspunderea e față de pacient. Și tu trebuie să folosești un material care să asigure un rezultat medical bun, asumându-ți că în anumite situații nu vei avea profitul pe care tu ți-l imaginezi sau tu ți-l dorești. Dacă cauți profituri nemaipomenite, cu siguranță stomatologia nu este jobul pentru tine. Poți să treci foarte bine din medicină dentară, dar nu o să ajungi niciodată Bill Gates. Greu de crezut. Greu de crezut. Ce au fost niște investitori serioși alături de tine. Asta doar așa ca o paranteză vis-a-vis de ce înseamnă piața. Adică mi-aș dori ca nu cumva să transforme toată această piață a stomatologiei în ceva de genul EMAG. De intri și cauți compozit fluid, ordonați în lista prețurilor și hai să le iau pe ăsta de 5 lei. Nu. Cu siguranță nu. E o piață mult mai complexă și nu. Va fi cam greu. Și ne bazăm pe această, cum am zis, interdependență între medic, agent, distribuitor, producător. Toți suntem, absolut, conectați și este o relație care merge înainte doar în într-un mod în care toți pot să câștige.
Dacă medicul nu mai câștigă, nu mai își permite să mai cumpere, distribuitorul de asemenea nu mai permite să mai aducă, dar producătorul nu mai permite să mai producă. Deci este foarte, foarte strâns legată și nu e o piață cu un volum mare, comparativ cu, nu știu, alte domenii. Da? Pentru că și în România numărul medicilor stomatologi, nu știu, poate pare mare pentru unii care trăiesc și observă doar mediul urban, dar luat global, nu e o piață de desfacere nemaipomenită. Da. Bine, din nou, comparativ cu alte industrii, nu... Absolut. Comparativ cu alte elemente. Nu, în regulă. Bun, Mircea, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai dedicat timp spre a ne explica câteva lucruri pe care eu, cel puțin, le-am considerat interesante. Mie mi-a făcut mare plăcere să te ascult și sper ca și celor care ne privesc sau ne ascultă să țină cont de ele, să le ia în calcul atunci când se gândesc la achiziția un produs, când se gândesc la ceea ce înseamnă în spate unui produs și desigur când își fac o logică a investiției, da? Cum ar trebui să caut ce ar trebui să văd. Ok, și eu mulțumesc foarte mult și chiar mi-a făcut plăcere, sper să fie de ajutor. Cu siguranță să fie. Îți doresc o zi cât mai faină, Mircea. Numai bine. Mulțumesc, la fel. Salut. Și desigur că nu putea să încheiem episodul fără recomandarea de cafea, care astăzi vine de aici, din Cluj-Napoca, de pe strada Daicoviciu, numărul 8, din partea celor de la Let's Coffee. Și da, lucrurile sunt un pic diferite, întrucât Let's Coffee este un coffee shop și nu o prăjitorie per se. De ce mi-am cumpărat o cafea de lei? Pentru că mi-am dorit această cafea. O cafea din partea celor de la Samba Coffee Roasters, este vorba de o prăjitorie tocmai din Atena, din Grecia. Cei care ne urmăriți pe YouTube acum vedeți și ambalajul, destul de interesant. Și este o cafea din Indonezia, din Kintamani. Este o cafea varietate Catura. Acum, cafea asta din Kintamani, am citit și am tot văzut că este o cafea cât se poate de apreciată și acum, la rândul meu, pot să vă recomand și să spun că, într-adevăr, este o cafea gustoasă. Este o cafea 100% arabică, single origin, procesare naturală, o aciditate destul de crescută și, ca să vă descriu așa într-un singur cuvânt, aș spune lină. Este o cafea lină. Nu găsesc un cuvânt mai potrivit, tocmai de aceea vă invit să o gustați, să vedeți, să spuneți ce părere aveți, dar așa mi s-a părut. Într-un preparat pe bază de espresso dublu merge grozav. Am făcut și cappuccino, am făcut și latte, am fost foarte, foarte încântat. Se simte acest minunat gust al citicilor. Avem aici fructe roșii, cum ar fi cireșele, deci e o cafea cu o acidite crescută, cum spuneam, dar și aromată. Vă recomand cu drag. Aștept să-mi spuneți ce părere aveți după ce ați gustat-o și desigur că aștept și recomandările voastre. Pentru astăzi cam atât. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună între timp.